1191 de persoane au fost angajate în perioada ianuarie-iunie prin intermediul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Sibiu. Dintre acestea, aproape jumătate, respectiv 574, au peste 45 de ani, în timp ce 291 sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani. Angajările s-au făcut prin implementarea la nivelul județului a Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă. Pentru integrarea pe piața muncii, persoanele înregistrate în baza de date Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în a cărei rază au domiciliul sau reședința, beneficiază de pachete personalizate de măsuri active. În primele 6 luni ale acestui an, prin intermediul AJFM Sibiu, au fost încadrate în muncă 1191 de persoane, dintre care 499 de femei. Din totalul persoanelor ocupate, 574 au avut vârsta peste 45 de ani, 128 vârsta cuprinsă între 35-45 de ani, 198 de persoane cu vârsta între 25 și 35 de ani, iar 291 au fost tineri sub vârsta de 25 de ani. În funcție de mediul de rezidență, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 674 au provenit din mediul urban, în timp ce 517 persoane din mediul rural.